numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini. Astăzi avem praznic împărătesc, pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare mare și deosebită, anunțată din legea veche și anunțat evenimentul de Domnul nostru Iisus Hristos. Și apostolii puși să stea în Ierusalim până când vine sărbătoarea și promisiunea să se împlinească. Iisus le-a spus să stea în Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Și stau. Praznicul trebuia să vină. Sărbătoarea trebuia să vină. Evenimentul trebuia să se producă. Lucrarea dumnezească trebuia să scoboare acolo între oameni, să fie văzută. Iar apostolii fac ascultare. Stau la Ierusalim. Li s-a promis că vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Li s-a promis că vor fi botezați în Duhul. Și cum să nu stea ei acolo? Stau adunați toți împreună. Și cu ei ne se spune că mai erau încă 120 de persoane. La evrei era atunci o sărbătoare. Numai au a cincizecimii. Era o sărbătoare a secerișului. Mulțime multă adunată la praznic. Dumnezeu a vrut ca atunci să fie praznicul și al legii noi, când vrei să adună la praznicul vechi, ca să audă tot, să vadă tot lucrarea lui făcută, să știe, să primească pe Fiul său, pe Iisus Hristos, să creadă în El, să devină și ei ucenici ai Lui, creștini, adevărați. Și oare cum se întâmplă lucrarea dumnezeiască? Erau mulți adunați de sărbătoarea aceea a evreilor. Era prin Ierusalimul de evrei. Dar iată, brusc, se face un vuiet, ca de vânt. Toți priveau în sus. Dar de unde e vuietul? Din cer. Dar cum se produce vuietul? Nu știm. Cu ce ocazie e vuietul? Nu știm. Pentru cine-i vuietul? Nu știm. Dar se produce. Și toți priveau în sus că nu știau ce este. Poate unii și-au dat seama, e un semn, e ceva, dar nu știm ce. Și neștiind ce, luau aminte, oare ce se întâmplă cu acest vuiet? Iar vuietul încet se deplasa, mergea spre ceva. Și cum mergea vuietul, mergeau și oamenii după el. Oare unde merge vuietul acesta din cer? Oare unde? Ca de vânt ce vine repede. Oare unde merge? Și încet mulțimea s-a pus în mișcare. Și încet s-au dus. Vuietul s-a oprit unde? Unde erau apostolii adunați? În acea casă. Deasupra casei se oprește vuietul. Și iată, din cer coboară limbi ca de foc. Nu de foc, ci ca de foc. Și se așează pe fiecare apostol. Și spune acolo Sfânta Scriptură că au început ei să vorbească în alte limbi. Cum le dădea lor Duhul la grăi. Ei erau adunați din fiecare de unde era din regiunea unde au fost stabiliți ei, de copii mici, când au fugit în Ierusalim cândva. Și iată că auzeau limba vorbită acolo. Acolo. Nu limba evreilor din Ierusalim, ci limba de acolo lor. Auzeau vorbită, pe înțelesul lor. Și ziceau, oare ce s-a întâmplat? Era o lucrare dumnezeiască. Era o minune dumnezeiască. S-a produs. S-a întâmplat.
era lucrarea anunțată prin prorocul Ioel, că Dumnezeu va trimite pe Duhul Său în lume. Va trimite. Dacă ei știau Scriptura, trebuiau să ghicească. Iată, se împlinește prorocia lui Ioel. Vine acum, aici, și între noi se vede și se pricepe. Și auzeau vorbind fiecare apostol în limba lui și el pricepea. Au fost și oameni răi acolo. Că și așa s-au dus să vadă de curiozitate, oare ce e acolo? Unde s-a oprit vuietul ca de vânt? Și au zis aceia, aceia nu vorbesc în limba voastră, ăștia beți. Și atunci s-a ridicat apostolul Petru, a luat cuvântul și le-a zis, fraților, aceștia nu sunt beți, nu sunt plini de must. Evreii ziceau la vinul care curgea prima dată must, ci că e numai al treilea ceas din zi, că e dimineață încă. Iată s-a împlinit prorocia de Dumnezeu dată prin Ioel, să știți, pentru voi. Și ce face Petru mai departe? Le vorbește la toți despre Domnul Iisus Hristos. Le vorbește. Începe cu istoria lui când încă n-a venit în lume, când a fost vestit, prorocit, anunțat. Și apoi le spune, a venit Iisus Hristos. Mesia cel promis a sosit. A fost. A învățat. A luat păcatele lumii. A pătimit, a fost răstignit, dar după trei zile a înviat și s-a înălțat la cer. Și acum a trimis pe Duhul Sfânt, l-a trimis peste noi. L-a trimis. Le-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Și avea și putere să vorbească. Nu departe, era mormântul gol. Era acolo, între ei. Puteau să-l vadă că era gol. Avea argument. Și avea argumente din Scriptură să le vorbească. Iar acum era și luminat și întărit de Duhul Sfânt. Vorbea altfel Petru. El, fricosul care cândva s-a lepădat, acum era tare și cu putere și fără frică și vorbește și le spune. Și Petru nu tace, ci îl propovădește pe Domnul Iisus Hristos la toți de acolo. Erau mulți. Și mulți au fost pătrunși la inimă. Încât ce s-a întâmplat? Încât după ce Petru și-a terminat parcă cuvântul, au întrebat toți, și noi ce să facem? Ce să facem acum? Petru le-a spus să facă pocăință și să se boteze. S-au botezat, scrie acolo, că la 3.000 de oameni în această zi. Mulți au fost. 3.000 atunci. Dar atunci ia naștere Biserica lui Hristos în mod văzut. În mod văzut, atunci în ziua de Rosalii, ia naștere Biserica văzută a lui Hristos pe pământ. De ce zicem Biserica văzută? Căci în mod nevăzut Iisus și-a câștigat biserica sa înainte de asta. Câștigat-o prin sângele său. A câștigat-o. Dar vezi ce părinte, tatăl meu, ta cum de zice asta, ce curaj ai? N-am curaj eu. Ce o spune apostolul Pavel înainte de mine, eu doar citesc cuvintele lui. Cândva într-o localitate adună Pavel pe episcopii de acolo și le spune lor așa, și luați aminte de voi și de toată turma, în care Duhul Sfânt a pus pe voi episcop să vă zâmbiți că Dumnezeu a câștigat-o cu însuși sângele său. Deci le spune să grijească de biserica lui Hristos. Și Hristos a câștigat-o cu sângele său. În mod nevăzut atunci, pe cruce a câștigat-o. Și era biserica lui Hristos. A lui. Iar noi când prin botez intrăm în biserica lui Hristos,
Și prin taina milungerii intrăm în biserica lui, suntem în biserica lui, a lui Hristos. El este capul, noi doar trupul, dar e biserica lui. Și de ce îți punctez aceasta? Hristos a zis așa iarăși, să avem curaj în lume, să nu avem frică în lume. Și de ce? Zice tare și punctează și arată, biserica mea, nici porțile iadului nu vor putea birui. Vedeți despre cine vorbește? Despre biserica lui, care trebuie să fim noi, noi creștini. Noi formăm biserica lui. Noi, care suntem ai lui, suntem în biserica lui. Ne-a câștigat cu sângele său, nu cu altceva. Vedeți ce preț mare a pus pe noi? Ne-a cumpărat cu sângele său. Ne-a câștigat cu sângele său. Aceasta a făcut Domnul Iisus Hristos. Iar biserica lui nu poate nimeni birui. Oricum se vor lupta, puterile întunericului nu pot birui. Oricum se vor lupta oamenii, nu pot birui, că oamenii pleacă din lume, vin unii și pleacă alții. Vedem cum se întâmplă. Și lupta poate fi împotriva ei, dar nu pot birui. Că așa a zis Iisus Hristos. Nu contează că e turma mică sau mare, dar rămâne. Știți ce a zis Iisus Hristos? Nu te teme turmă mică, nu te teme. Le-a zis. Dacă la început au fost puțini ucenici ai Domnului, puțini, apoi s-au împărțit și au mers în lume să câștige lumea întreagă. Așa au făcut. Așa au împlinit. Vedem că Domnul Iisus Hristos și-a câștigat biserica sa. Iar El vrea ca biserica sa să fie doar una, că vorbește despre ea la singular, n-a zis bisericile mele, ci a zis biserica mea este una. După cum întemeitorul este unul, după cum învățătura este una, chemarea este una. Știți că se spune iarăși în Sfânta Scriptură, este un domn, o credință, un botez. Despre un singur lucru vorbește Scriptura, nu despre mai multe, despre una. Și așa vorbește și Iisus Hristos. Biserica este una și cu adevărat trebuie să stăm în ea. Dacă vorbim despre mai multe, atunci nu-i bine. Biserica trebuie să fim noi și să fim una, că așa vrea Hristos. Să nu înveți pe nimeni cum nu trebuie vreodată. Deci când mai multe sau altceva să încerci sau să distrugi biserica lui Hristos, că nu-i bine. Nu-i bine. Neadevărul nu duce departe. Și dacă îl spui la prunci, nu duce departe. Trebuie să știi tu. Și în acest sens, luăm așa un exemplu. Și anume, era cândva un tată cu lui copil și cu mama lui. Mergeau cu trenul. Copilul s-a pus lângă geam să vadă. Era curios. Și trenul nu mergea repede. Nu mergea repede. Ca așa era la început atunci. Mergea mai încet. Iar copilul își scotea capul afară să vadă mai bine, în spate, în față. Tatăl îi spune, copile, vezi că trebuie să iei aminte. De ce? Vântul poate să ia căciula de pe cap și să-ți o ducă jos. Tată, nu o duce, zicea copilul. Tatăl îi spunea, dar copilul n-asculta. Tatăl mereu era repetat și văzând că n-ascultă copilul, ce face? Că se pleacă copilul odată în față, din spate tatăl ia căciula, o ascunde la spate și zice, nu, copile, s-a suflat vântul căciula. Și o pune undeva sus, la bagaje. Copilul se uită, vede că nu-i nicăieri căciula, că n-a văzut-o, nu s-a uitat. A început să plângă, dar plângea așa cu amar după căciula lui, că și-a pierdut-o și nu mai are și plângea. Cum tatăl, ca să îl facă să tacă, ce copile, uite, tată, ți arată ceva. Am putere să-ți adun apoi căciula, ți-o adun apoi căciula.
Copilul cum plângea, pleca săracul, zice, dar nu cred, tată, eu nu cred. Tatăl s-a ridicat frumos, a luat căciula la mână, s-a plecat pe geam și a zis, copile, ți-aduc căciula, vântul ia din căciula înapoi a copilului meu. Și iată, ridică frumos de pe geam și copile, uite, căciula e la mine în mână. Și s-a bura copilul, neștiind că tatăl l-a păcălit. Nu i-a spus în adevăr, ci o minciună. Nu știa că l-a păcălit, dar s-a bucurat că i-a dus căciula vântul. Dar el era copil nevinovat. Iată, a zis, acum pun căciula mea aici, să nu mai ai vântul. Și a pus-o lângă el frumos acolo. Dar cum părinții povesteau cu celălalt din tren, din acolo, din compartiment, ce face copilul la un moment dat? Ia pălăria tatălui și o aruncă pe geam. Și o aruncă pe geam. Tati, s-o dus pălăria ta. Dar acum, întrucât tu ai putere, zi vântului să-ți o ducă înapoi, că tu ai putere, tată. Că așa zic că ai. Și te-am văzut că ești supărat pe mine, dar tati, tu n-ai zis că ai putere, să o duci înapoi. Doar vreau să-ți folosești puterea. Adu-o înapoi, că tu poți. Eu cred că poți, că așa mi-ai spus că poți. Acum tatăl supărat a fost. Și zic că la acel copil, mă, copile, te-am păcălit, mă, te-am mințit, băi. Acum zice, știi ce? Nu mai zic vântului, lasă-o, și așa a fost veche pălăria mea. Lasă să o ducă vântul și dusă să fie. Ca să scape bine. Dar a fost fără ea. A fost. Trebuia să ia alta, trebuia. Și a învățat tatăl o învățătură și o lecție de la copil, a învățat. Nici pe copil care, totuși mai, care nu era copil mic, era mai mare, mărișor. Să nu-l minți, ce mai bine spune drept. Când e mic de tot, îl mai poți păcăli că vine lupul sau nu știu cine, da. După ce crește, spune drept. Ca să poată râde și el și să râși și tu. Dacă privim la aceasta, privind la Evanghelia de astăzi, vedem că în lumea coboră Duhul adevărului. Și adevărul trebuie iubit, și adevărul trebuie primit, și în adevăr trebuie să stăm. Ce mult contează când stai în adevăr. Ce mult contează. Iar când nu stai în adevăr, ai de tras, să știi. Nu-ți dai seama că ai de tras. Și ai de trecut prin multe greutăți și rele, prin suferințe, dar să știi că e așa. Și în acest sens, mai luăm un exemplu de învățătură. Și anume, iată, odată o mamă își ia copilul ei și zic, copile, venim să adunăm burezi din pădure. L-a luat de mână frumos, au urcat pe deal unde era pădurea și au căutat. Dar copilul, ca și copiii, unde era un copac mai jos și mai ușor de urcat, se urca în el. Că n-avea răbdare el să caute el burezi. Mama s-a uitat după ei, dar copilul nu. Mama căuta împrejurul copacului, împrejur și iar îl dădea jos, mergea mai departe. Dar iată, copilul odată se urcă într-un copac și mama lui căuta burezi și iată vine pădurarul. Ce faceți pe aici? O întreabă, uite, am venit după burezi. Foarte bine că ați venit. Dar ea a vrut să-l păcălească pe pădurar. Pădurariu, o mai în vârstă, și acum zice, eu te-am văzut pe tine, dar nu recunosc bine, că la depărtare nu văd bine. A cui ești tu, întreabă pe femeie? Păi eu s-a culcutare din sat. A, acum te văd mai bine de aproape. Dar ea zice către pădurar, dar vezi, uite acolo un copac, nu știu ce animal este. Pădurariu a văzut că ceva mișcă în acel copac, dar n-a știut că e copilul ei. A văzut că e ceva, dar nu știa ce. Oare ce să fie? Pădurarul ce a făcut? Ia pușca și trage. Și curios, că lovește. Iar copilul cade de acolo jos. Dar a început mama să strige, vai copilul meu! Vai copilul meu! Pădurarul zice, dar cum de copilul tău? Tu știai că este? Știam. Și de ce ai zis că e altceva, că e un animal? De ce ai mințit tu? Și m-ai mințit și pe mine. De ce ai făcut-o? El credea că e o mică minciună care o spune doar să râdă. Uneori, da, când poți cu cineva să râzi și o pricepe ce este, un adevăr. Dar când zici așa, când omul te crede, atunci nu-i de râs, ci de plâns, de luat aminte.
În lume a venit Duhul adevărului. Și a venit și Iisus a lucrat prin acei ucenici și a întemeiat biserica, care e una, e sfântă. Pentru că sfinte sunt mijloacele, prin sfintele taine lucrează biserica, care sunt sfinte. Și unul este întemeitorul ei, Iisus Hristos, care e sfânt. Vedeți de ce numită sfântă. Și trebuie să fie sfinte și rezultatele. De aceea, vedeți cum este. Trebuie să fie sobornicească. Iisus a lăsat biserica pentru toată lumea. N-a zis, e numai pentru unul sau pentru altul sau pentru altul. Toți au loc în biserica lui Hristos, care vor. Toți au loc. Și Iisus pe toți îi primește. Niciodată n-a zis că pentru unul nu este loc în ea. Și toți. Este și apostolică. Adică, clădită pe temelia apostolilor și a prorocilor, așa zice apostolul Pavel. Așa zice. Dar oare, dacă noi suntem creștini, oare noi am primit Duhul Sfânt când am fost botezați? L-am primit. Poate nu știm. La care nu știm, vă spunem astăzi. Când ai fost botezat și ai fost dus de părinți la biserică, când l-a dus, când a fost cândva Iisus dus de părinți la biserică, la templu, iată și noi am fost duși de părinți la biserică, la taina botezului. Dar după taina botezului am primit și taina mirungerii, prin care am primit Duhul Sfânt asupra noastră. L-am primit. Dar oare, dacă l-am primit, fraților, trebuie să se vadă că l-am primit. Unii pot lucra cu acest dar sau pot să-l îngroape darul. Fiecare face ce vrea. Face cum vrea. Dar alege. Unii pot îngropa, unii îl pot înmulți. Aici depinde de fiecare om. Și la cine lucrează, se vede că lucrează cu el. Și anume, cum se vede? După roadele ce le face. O, dacă citim la Galateni 5:22 și mai departe, zice așa, roada Duhului, ce roade face Duhul Sfânt unde este, se lucrează cu el, este dragostea de Dumnezeu și de oameni. Ai văzut ce este în primul rând? Și se vede dacă ai dragoste de Dumnezeu și de oameni, se vede în tine și în oricare. Bucuria. Iisus n-a zis către femei, bucurați-vă. Să te bucuri în primul rând că l-ai pe Dumnezeu și cu tine, să te bucuri de oameni și de orice zi din viața ta să te bucuri de ceea ce ai. Pacea. Iisus a zis, pace vouă. Nu cum dă lumea, ci cum dau eu. Să ai pacea aceasta în tine, să fii cu ea. Să nu fii totdeauna zici, eu n-am pace, n-am liniște. Dacă ai Duhul Sfânt în tine, ai pace. De lungă răbdare, poți răbda. Poți răbda multe. Și știi să taci și să fii. Deci am înșirat câteva doar din roadele Duhului Sfânt. Facerea de bine, ce zicem de ea? Se cere și ea. Dacă ai Duhul Sfânt, ai și facerea de bine. Credința, cum să nu fie ea? Toate sunt. Și se vede dacă le ai sau nu le ai. Ce spune cuvântul? După faptele lor îi veți cunoaște pe ei. Așa se cunoaște dacă ai Duhul Sfânt, după faptele tale. L-am primit. Ni s-a dat. Sămânța a fost pusă. Depinde ce faci cu ea. Acum, oare facem ascultare sau nu facem ascultare? Oare ne conducem sau nu ne conducem? Depinde de noi ceea ce facem. De noi depinde cum suntem noi. Noi depinde pe ce cale mergem sau cum umblăm noi. Contează mult. Dacă îl vrești pe Dumnezeu, contează. Și în acest sens luăm un exemplu de încheiere. Cândva erau preoții urmăriți să le vadă ce fac. Și într-un oraș astfel de preot era urmărit de un agent. Dar agentul nu-l știa încă bine, că era nou.
Știa numele lui, știa unde stă, la ce biserică slujește, dar încă după față nu-l cunoștea bine. Și într-o zi, cum el stătea la pândă să vadă tot ce face, vede că preotul trebuia să meargă la un bolnav și el trebuia să știe ce face. Și preotul își dă seama că acela îl urmărește, își dă seama. Dar știa că dacă e urmărit și pe urmă prins că a ieșit din casă și a mers undeva, va fi pedepsit aspru și are de suportat multe greutăți. Are de suportat multe. Și preotul, ca să scape, se urcă într-un autobuz. Și repede agentul fuge și el după autobuz și îl prinde. Prinde autobuzul și acum ce să facă? Nu-l cunoștea. După înfățișat, după față nu-l cunoștea. Știa cine este. Și știind cine este, el strigă tare: preotul cu tare este aici? Preotul cel la mijloc repetă întrebarea: preotul cu tare este aici? Preotul cu tare este aici? A întrebat el în stânga și în dreapta. Și au răspuns toți: nu e aici. Ăsta a văzut cine a întrebat. Și a zis: ăsta ține cu mine, că treabă și el cu mine. Preotul a întrebat însă: e aici cumva preotul? Și spune la acel agent: ce, nu e aici, caută-l. Pentru că el nu cunoștea după înfățișare, nu știa la cine să se oprească. Unii coborau, alții urcau. El ce să facă? L-a pierdut. La acel preot Dumnezeu i-a dat înțelepciune să poată să scape de primeștii. Și a scăpat prin o vorbă. Prin vorbă. A scăpat. Și a putut să-și împlinească misiunea mai departe. El a știut ce înseamnă cuvintele Domnului Iisus Hristos, fiind înțelept ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Așa a fost el. Cu înțelepciune, cu blândețe, și a scăpat. Și a putut să-și ducă mai departe misiunea lui. Și așa a lucrat toată viața, scăpând de cei rău și făcând cele bune. Iar ajutorul i-a venit de la oameni cum nu s-a aștepta el totdeauna. Și l-a avut până la sfârșitul vieții. Dar așa să fim și noi. Să avem Duhul Sfânt în noi, avem sămânța noi să o punem la lucru și să lucreze. Să iubim adevărul totdeauna și să-l punem în practică, că este Duhul adevărului. La Tatăl purcede să lucreze noi Duhul adevărului și în acela să stăm și în acela să lucrăm. Să stăm în Biserica lui Hristos, care e una sobornicească și apostolească biserică, să stăm în ea și să venim și în casa de rugăciune a Tatălui, numită și ea tot biserică, că e casa Tatălui de rugăciune, să venim și ea. Și împreună să lucrăm spre slava cerului. Cine are ochi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.